Organismele deliberative și executive bisericești ale parohiei Jula Mare, Consiliul și Comitetul Parohial au noi membri. Alegerile au avut loc duminica aceasta la Paraclisul Episcopal din Jula, după Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodoxilor Români din Ungaria. Ierarhul a prezidat și adunarea parohială electorală. Noul Consiliu Parohial este format din 9 membri, iar Comitetul Parohial din 18 membri. Biserica Parohiei Jula Mare este în același timp și catedrală episcopală. Și deoarece de multe ori slujesc în această biserică și îi cunosc foarte bine pe preoții și credincioșii ei, am dorit să particip personal și la alegerea noului Consiliu și Comitet Parohial pentru perioada 2014-2018. Lucrările adunării parohiale electorale s-au desfășurat în bună rânduială și mă bucur în mod deosebit pentru că avem aici, la Jula, o comunitate parohială vie care se interesează de sfintele slujbe și de tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu foarte important al vieții bisericești, care le poate aduce mult bine, atât la nivel personal, cât și la cel al păstrării identității ortodoxe și românești. Și le-am dorit noilor aleși mult succes în misiunea lor. Potrivit statutului, membrii Consiliului și Comitetului Parohial sunt aleși pe o perioadă de 4 ani. Următoarele alegeri vor fi organizate în 2018.